Muzeul satului din Sibiu a devenit gazda unui inedit concurs de gătit gulaș. Ceaunele s-au încins, iar 15 echipe formate din bucătari amatori s-au întrecut în rețete tradiționale, spre deliciul vizitatorilor care abia au așteptat ca mâncarea să fie gata. Ce a spus în el? Carne de mânzat cu găluște și ăla este cu cartofi. Un deliciu! Ce să zic? Vă așteptam să degustați! Am pus de toate, de țelină, morcov, pătrunjel, cartof, ceapă, multă ceapă, antricot de vită, niște codimente de la bucătarul șef aduse direct din Ungaria. Am venit să câștigăm, am venit să ne simțim bine. Participanții au încercat să impresioneze nu numai cu mâncarea gustoasă pe care au gătit-o, ci și cu servirea. Gătitul gulașului necesită o costumație așa specială? Păi pentru servire regească, da. Cum e gulașul? Foarte bun, excelent. Pentru membrii juriului a fost însă cel mai greu. După ce au gustat preparatele delicioase, le-a fost dificil să dea un verdict. E foarte greu de jurizat, pentru că fiecare participant își pune în preparatele sale pasiunea și stilul propriu. Echipa câștigătoare va participa în luna septembrie la cel mai mare concurs de gulaș din lume, organizat la Szolnok în Ungaria.